Care e la medic specialist? Romana, de exemplu. Tu și cu... Păi și-o cumpărat-o. Nu s-o cumpărat. Dar cine i-o dat-o, dragă? Auzi, aici... discuții și bârfe deci, din astea, v ales prost meseria. Auziți? Probabil, nu știm, dar... Ești româncă? Da, normal. Păi și atunci? Domnul director, da. Haideți să ne cumpărăm și noi atunci. Dar nu mi s-a spus nimic ieri, am primit un telefon, mi s-a spus să mă prezint. Ce spui acolo? Da, dar nu am fost auzi, informat. Auzi, dă-mi și te lași, eu n-am nevoie. Da. Te ieși, te duci dacă nu vrei să mergi. Ascultă-mă acum că eu vorbesc. Corect. Poliția de frontieră, o să ajungi acolo. Și o zic că polițistul de frontieră are o mască simplă. Atât o mască are polițistul de frontieră care a vorbit 100 de mii. Acum eu vorbesc, da? Dacă nu, e listul și la revedere. Da. Și în sală de operație am o singură mască. Auzi. Aia e treaba mică, e meseria. Unde ești pe asta? Unde ești pe asta, chirurgul? Că n-am auzit despre asta. Unde ești chirurg? Părul ăla dumneavoastră ești chirurg? Ați întinută și morală și fizică de un chirurg? Poate despre asta e vorba. Despre atitudine, doamne, e vorba. Nu, despre atitudine fiecare are dreptul să fie cum vrea. Bun. Cineva de aici își imaginează că eu am echipament și țin aici și nu vă dau. Dumneata nu gândești, domne. Oamenii ăștia de o lună stau acolo, da? Domn director, domne, dar noi nu vrem să ne certăm. Nici, deci noi vă înțelegem, nu avem nicio vină. Domne, dar dacă acolo e cineva care are ceva avem și noi dreptul să ne cerem niște o protecție, nu? Deci noi chiar o să avem de primit combinezon și mască. Despre ce mai vorbim atunci? Combinezon și mască. Și mască. Avem botoșei? Ce să faci cu botoșeii, domnule? Păi, dar asta e tot. Combinezonul este întreg. Tot. Iar vorbiți fără să știți. Păi, dar eu cunosc acest echipament. Dar mi-a fost curioasă. Ia, doamnă, ăsta e combinezonul? Da, eu vă întreb. Ia-l pe dumneata. Ia-l pe dumneata să vă. Așa se face, pentru că nu cred că puteai să comentezi. Haideți să vă spun ceva. Știți că trebuie să ne instructeze cineva cum să luăm acest echipament. Putem să-l contaminăm înainte de a lua pe noi. Și acum să ținem. Da. Deci, domnul doctor, ăsta e adevărul. Nu mai este timp. Deci, ăsta e adevărul. Haideți să vă spun, chiar nu vrem să ne certăm. Pe cine să contaminez? Chiar nu vreau să ne certăm. Doamnă, pe cine vrei să contaminez? Dar noi nu suntem instruiți. Am întrebat ieri, primim echipament de protecție, fiu mașina, nu știa nimeni nimic. Deci, mă gândeam, să vă rog de mască, să vă rog de mănușă. Doamne, explic, gata, și lasă terminat. Hai că văd că ești inteligent. Cum se ia echipamentul ca să nu-l contaminezi? Uite că nu știu. Dar pe cine să contaminez, doamnă? Pe cine să contaminez? Pe mine. În primul rând că de-aia iau pentru protecția mea. Da. Deci dacă nu știu să-ți iau corespunzător... Rup ambalajul. Desfaci fermoarul, da? Îți dai jos geaca și iei pe dumneata. În orice ordine care vrei. Eu vă spun lucru că 90% din medici nu știu să-l ia corespunzător. Dar nu sunt medici dacă nu știu. Hai, ești cu și la revedere. Dacă vreți, mergeți cu noi. Dacă nu... Și atunci când se va termina? Când se va termina? Nu știu ce vom face când se va termina. Cât vom mai rămâne și vom trage linie să vedem cine a fugit și cine a rămas. Dar noi nu vrem să fugim, asta nu sunt legea. E ca și cum trimit un soldat la lucru.